Tocmai ce am terminat de împachetat o parte din colete și urmează să le ducem la Fanbox. Mai am de împachetat câteva, dar atât pentru astăzi. Atât s-a putut. Aici mai avem încă produse de împachetat, de trimis. Încă urmează să mai ajungă și alte comenzi. Și că am nevoie de secretar. Am deschid firma de curierat. De ce de curierat? Aici este ajutorul meu. Nu, invers. Care mi-a inventat două cutii, că nu mai aveam. Reciclăm. Zic, nu cade. Nu. Am ajuns la Fanbox. Foarte fan. V-aș fi arătat ce am pus în fiecare colet, doar că a trebuit să le trimitem foarte repede. Aș întârziat un pic pachetul și le-am făcut și gata de plecat. Am pus copiii la somn. Asta este avantajul să folosești easyboxurile sau fanboxurile. Este foarte convenabil pentru că faci pachetele atunci când poți să le faci și te duci să le pui când poți. Băgăm coletele chiar acum. Nu mai zic câte ora, când mai contează. Cluj. A părut bulina roșie? Da. Ține mai sus un pic. Așa. Acum trebuie să bag pinul aici. Da, coletul ăsta ajunge în Dumbrăvița. Înțelegeam. În cape. Dumbrăvița unde era? Pleacă la București. București? București. Brașov? Brașov, vreau. Uite câta cutia, frate. Ăsta merge la Reghin, Târgu Mureș. Asta merge la Caraseveș. Da, corect. Caraseveș. Galați. Asta merge la Iași. Nu încape. Asta merge la Râmnicu Sărat. Ia uitați și voi ce cutie s-a deschis pentru un colet așa de mic. Și acolo nu am căput. Mi-a dat și eu. Asta e la first class, știi, pachet.